În platou intră o superbă brunetă, colega noastră de la știrile din sport, unica Corina Caragea. I love Corina. Tell the world I do. I love Corina. Tell the world I do. Iulica, Richard, familia ta, dacă lăsai piesa asta până la final. Aveam un premiu pentru tine. Mulțumim mult de tot, Corina. Am vrut să facem un dans. Ești superbă ca de fiecare dată. Mulțumesc. Îți vine țiplă costumul. Mulțumesc, mulțumesc. Arăți senzațional. Mă bucur că îți place. Bă, toată lumea zice despre tine și toată lumea mă întreabă: bă, dar Corina Caragea la fel de frumoasă e cum e la televizor? Și eu le zic întotdeauna: nu, e mai frumoasă. Mulțumesc. Asta e adevărul, să mulțumesc. Luăm un loc. Ce faci, Corina? Bine, mulțumesc. Ce pe să unde fac? Ai călătorit în decembrie? În decembrie am fost la început. La începutul lunii am fost la Madrid. Madrid, da? E unul dintre orașele mele preferate și mi era tare dor. Ce te leagă de Madrid? De ce e orașul tău preferat? Îmi place Spania în general. Adică orașul meu preferat top e Barcelona. Da? Și apoi da. Madrid. Și apoi Madrid și deci apoi tu cu Roma. Barcelona sau cu Real Madrid? Nu pot să zic. Steaua sau Dinamo? Ai încercat să mă atragi în capcană. De ce? Nu a, trebuie să fii imparțială. Păi prezentăm da. Știle... Da, îți place mai mult de Ronaldo sau de Messi? E greu să găsești un mix bun. Bă, deci da, mă, n-ai cum. Deci, să înțelegem, în decembrie la Madrid, da? A fost frumos? Vreme bună? Nu prea. N-ai prins zăpada aia pe N-am care am văzut-o zăpada, la știrile? Nu, am fost înainte de zăpadă, eu am prins ploaie. Adică nu mă așteptam la Madrid, nu știu, de fiecare dată când mă duceam, unul dintre motivele pentru care îmi plăcea la Madrid era faptul că acolo era mereu soare și oamenii erau la terase până la miezul nopții. Ei bine, acum am găsit alt oraș. De exemplu, uite, aveam un loc în care îmi beam cafeaua de fiecare dată când mergeam. A dat faliment cafeneaua respectivă. Din cauza pandemiei. Din cauza pandemiei. Tot felul de restricții, nu puteai să intri nicăieri până nu te vedea paznicul și te verifica că te-ai dezinfectat pe mâini. Deci restricțiile destul de dure, ca să spunem da, așa. Da, aveai voie la restaurant în interior, însă doar ocupare 50%, doar cu rezervare. Deci o atmosferă destul de apăsătoare, ca să spunem așa. Da, nu știu cine și-ar dori o astfel de vacanță. Dar așa... totuși când plouă la Madrid și tu ești într-un oraș așa frumos, ce faci? M-am plimbat, să știi că tot m-am plimbat. Hai, lasă încolo, deci te-ai plimbat prin ploaie. Da, prin ploaie, cu umbreluța frumos. Uite, dacă dați imaginile, o să mă vedeți cu o umbrelă colorată. Așa? Aici sunt imagini din vacanță? Aici e la Sibiu. Madridul nostru. Da. Unul dintre orașele mele preferate din România. Am fost la Sibiu tot în decembrie. Mm-hmm. Da, pentru că anul ăsta nu am avut curaj. Mai ales că ți s-au anulat vreo 4 călătorii. Da, exact, și n-am mai avut curaj să-mi rezerv ceva la mare depărtare. Am luat așa prin România frumos. Apropo de asta, intrați pe blogul meu, pentru că tocmai am postat 5 idei bune de cazare în România în 2021. Pe corinacaragea.ro. Ia caută-mă, da. ce care zi. Haide, intră și le analizăm acum. corinacaragea.ro. Astea sunt de la Madrid? Unde suntem aici? Nu, aici suntem în Covasna. Covasna. Bă, da, aici am Covasna fost în vară. Mă aduc la Madrid. Da, aici am fost în vară. Da, pe blogul meu găsiți idei de cazare și în Maramureș și în Bucovina. Uite, aici, că... Și în zona Branului. Da, da. Deci, oameni buni, așa arată blogul Corinei aici la Madrid? Nu, aici sunt în Creta. În Creta. În Creta, da. A fost super frumos. Dar cine făcea totuși videourile astea? Of, oare cine? Nu știm cine. Nu, nu putem în detalii. Să spunem cine. Nu intrăm în detalii, exact. Haideți să vedem cum arată blogul Corinei Caragea, corinacaragea.ro. Așa arată, intrați acolo și vedeți 5 locuri spectaculoase de cazare în România, da. Testate de tine, nu? Testate de mine, da, bineînțeles, altfel nu le postam. Și vedeți și un interviu cu Horia Tecău, pentru că tot a fost ziua lui ieri. Opa, Horia Tecău. Da. Horia Tecău face ravage la noi în redacție. Cred. Păi are și de ce. Are. Salut, Horia, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Băiat fain, nu? Da. Băiat foarte fain. Apropo de el, e la Australian Open, în carantină, da. Pentru că toți sportivii noștri trec prin...
niște zile nemai văzute până acum. Am văzut că e și o mică revoltă în rândul tenismenilor, da. Pentru că ajung practic la turneu și trebuie să stea 14 zile în carantină dacă cumva în avion au avut o persoană care a avut COVID, ceea ce îi împiedică să se antreneze bine și să-și intre în formă. Și depinde ce hotel prinzi, pentru că am avut chiar azi dimineață o știre cu o rusoaică. Și-a filmat șoricelul din cameră. Șoricelul? Avea șoricel. Da! Și fii atent, a mutat-o în altă cameră după ce a făcut scandal. Deci Jerry era... Și șoricelul a venit după ea. Deci Jerry s-a dus după ea. Da! Foarte frumos. Da. Știi ce? Observ ceva pe deget. Și pe unul și pe altul. Da, am doi inele. Am doi iubiți. Șoc! Corina Caragea, am doi iubiți. Deci recunoaște public. Să intrăm în detalii. Totuși ăla de pe mâna stângă? Hai să intrăm în de detalii. De ce ăla de pe mâna stângă? Când, de la cine, cum îl cheamă? Amândouă sunt de la aceeași persoană. Am înțeles. Da, ăsta e răspunsul. Anul ăsta? Nu știu. Anul trecut? Cine își mai face planuri pentru 2021? Dar unul pare de logodnă. Hai că amândouă par de logodnă. Aoleu. Deci ce mă bagi? Ce vreau să te încurc eu, dar ce mă bagi tu în ceață? Deci să înțeleg că s-a întâmplat ceva? Nu, nu s-a întâmplat nimic. Nu, nimic nou. Nimic nou? Nu, nimic nou. Perfect, am o provocare pentru tine, ești pregătită? O să-ți arăt material sportiv. Oh, o să vezi doar... Deci o să arate bine. O să arate bine, exact. Aia. O să vezi doar părți din corpurile sculptate ale unor fotbaliști, tenismeni, sportivi în general, da? Care părți? Și tu, ochiul tău, stai că vedem, ochiul tău trebuie să ghicească despre cine este vorba, da? Ia. E o probă pe care, dacă o treci, primești din partea emisiunii noastre 10 zile la Barcelona. Yeah! Trebuie să-i ghicești pe toți. Ia să vedem. Aici cine e? Stai un pic. Poți să faci un pic zoom pe abdomen? Perfect. Să... Nu, tatuajul... Scoate titrajul. Deci scoate zburtirea să vedem tatuajul. Ce scriem acolo? I love you, Mimi. Cine? Cred că e o poză mai veche totuși. Dar? Nu știu dacă mai arată chiar așa. Dar? E Mutu. Mutu? Am dreptate? Ia. Mutu? Ia să vedem. Sau nu-mi zice acum. Și... Bă, yeah! Băiatule, băi! Păi dacă nici Mutu nu s-a dezbrăcat, să-l știm. Exact. La televizor, adică în realitate nu știu. Stai un pic, îți dai seama de câte ori ai prezentat știri cu el, nu? Da, exact. Bun, deci ai 1-0, mergem mai departe. Adi Mutu, bă, ce-a ghicit? Aici? Wow. Unde era aici? La Mamaia, cred. Cred că da. Tatuat, sportiv. Dacă vrei, îți dau domeniu, îți dau... Dă-mi un indiciu. Un indiciu. Sportul în care e, vrei? Da. Fotbal. Fotbal, 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 da. Da. Fotbal. Și acum joacă? Unde joacă? Joacă. Unde joacă? Îți spun unde joacă acum. Nu, zic eu unde joacă. Zi. În Turcia. Da. Am dreptate? Da. E Alibek. Alibek? Alibek? Alibek e? Alibek e. Mamă! El e. Uite, mă, și alb-negru, tot l-am recunoscut. Și el, adică a făcut paradă cu tatuajele lui, adică... Alibek e? Nicolina Alibek? Petrica, dai pe GSP. Nu! Bun, 2-0. Corina Caragea, 2-0. Ciuca, am zis noi, mă, de excursia asta în Barcelona, nu știu ce să zic. Așa. Cine e aici? Aici la Națională. Și trebuie să fie, nu? Nu? Și e are numărul 16. Avea. Aha, ăsta e un indiciu. Avea. 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 Mm-hmm. Nu mai joacă la Național? N-a mai fost chemat sau... Joacă, acum aia se ocupă de sau o echipă... Sau a îmbătrânit, nu știu, s-a retras. S-a retras și acum, nu știu dacă mai și joacă, dar așa antrenează o echipă care are legătură cu sufletul lui, cu orașul lui... Și îl cunoști pentru că el este un super băiat. A jucat la Steaua, poftim. La Steaua, nu la FCSB. Deci, la Steaua. Pe vremea... Mamă, deci ce atent e. Deci a jucat la Steaua, iar acum s-a retras la el acasă să facă ceva cu echipa lui de suflet. Și îți mai dau un super indiciu. A dat gol pe Bernabeu. Pe Santiago Bernabeu.
Păi, unul e faimos, cred că... Ăla e! Bănel! Băi, nene, băi! Aici m-ai ajutat mult cu indiciul ăsta. Te-am ajutat! Clar, da. Hai că mă lași să câștig. Dar să știi că noi vorbeam de la Nalbasu. Bine! Bun, 3-0! Da, mergem mai departe, ia să vedem. Aici nu-ți mai dă niciun indiciu. Wow, omul ăsta e îmbrăcat în tatuaje. Vreau să spun doar atât. Este sportivul meu preferat. Adică, din de fotbal. Ce? Că joacă bine sau că e frumos? Și joacă bine și frumos și câștigă mai din... Mai joacă? Nu. Are o echipă de fotbal acum. Și el? Deci nu e proprietar. Și întotdeauna i-a plăcut victoria. David Beckham? N-ai ce să zici, tati. Deci, da. Ia să vedem. Jos pălăria și pentru el și pentru soție. Ce cuplu frumos. Da, și... Ia să vedem. Okay. Da. Ia uite-l. Cu mă cât gândesc îmbătrânește, că acum cu atât am o rugăminte la toate persoanele care sunt pe Zoom cu noi. Dacă au un poster în casă cu David Beckham, să ridice mâna să intre în direct cu noi. Să vedem dacă are mă cineva poster cu David Beckham în casă. Hai. Pe frigider, pe ușa din bucătărie, undeva. Hai la următoarea poză. Gata, mă, nu mai dau niciun indiciu că trebuie să-ți dăm excursie în Barcelona și nu-i bine. A, nu mai suntem la tatuaje. Cine? Cine? Nu poți să lărgești un pic cadru? Nu. Un pic măcar, să mai văd nu, un pic din nu mai nas. Dau niciun indiciu că nu vrem să te trimitem la Barcelona. Națională. Așa la gură. Capitan, tași, mă rog, tași din gură că dai. A, capitan. Gata, hai că s-a restrâns treaba. Da. Băia serios, bă. A, băia serios, s-a restrâns și s-a restrâns rău de tot. Da. Și nu mai e la național. No, no, mai. Nu, acum, mai e. No. Stă prin Italia, da. Gata, Kibu. Kibu. Da, bă, Cristi Kibu. Ia să vedem dacă e. Așa, știi după ce m-am luat? După da. Nas. Da? Da. Nasul m-a dus așa cu gândul. Și cred că și după indiciile mele. Haide-mi cu o poză ca să nu dăm excursia în Barcelona. Vă rog frumos, ia să vedem. Nu mai zic nimic. Aoleu, să nu spui că știi cine. Ok. E clar după echipament la ce echipă joacă. Da. FCSB. Și? Dar cine-i fata de pe mâna lui? Măcar asta spunem. Zim cum o cheamă. Geta, nu știu. Cum nu o știu, cheamă? Dar nu trebuie să ghicești cine-i fata de pe mâna lui, trebuie să ghicești a cui mâna. Păi de ce? Că noi știm și iubitele. Dar și ele nu știu sunt dacă personaje. E iubită sau cineva din familie. A... Nu-ți că... dau niciun indiciu ca să pierzi măcar la un jucător să nu-ți dăm excursia la Barcelona. Ciucă zi-mi. Ciucă nimic, că ești trâmpit, noi plătim. Chiar nu știu. 5, 4, 3... Stai să te întreb. Mai joacă? E tânăr? E... 2, nu mai cer nimic. Nu merg la Barcelona? Nu. Ai pierdut? Nu e panică, man. Mamă, nu crezi să zic, băi. Nu-i panică, am dreptate. Man. Tu știi că e Denis, da, man? Am dreptate. Păi nu? Băi, ce frumos ne-a dat-o de Champions League. Ia uite, ia uite. Să vedem cât mai stă la FCSB. Acum e pe... Man. Să vedem dacă îl vinde, nu-l vinde. Expirase timp, oricum de asta nu poți să te duci la Barcelona. Expirase timp. Hai, mai dă-mi unul, mai dă-mi unul. Mai avem unul? Dar nu mai fotbaliști? Unul, nu mai fotbaliști sau avem și altă categorie? Haide că dăm de la... Ce avem? De la hockey. Ia fii atent, hai. Unul, ultimul, repede. Atât am avut Mamă. De zis. Atât am avut de zis. Mai aici m-ai încuiat. Te rog frumos, vino lângă mine. Apropie-te, cum aș putea să știu această parte de ecran. A corpului lui? Ia uite-te, uite-te bine la ecran. Deci mi-a pocnit sacou. Și mie, dar din altă cauză. Deci? Mai dați un pic imaginea, nu vreau să-l văd pe măruță. Poftim? Așa. A, e tecău, gata. Da. Da, tecău, no. La am mulți ani a fost ziua lui ieri. Da, ai pierdut, pe n-ai recunoscut. Păi stai un pic, e 3-2. Păi nu ai pierdut, am zis că dacă nu recunoști unul, pierzi.
Poți să vii săptămâna viitoare la revanșă. La retur, tu retur. Bine, gata. Corina Caragea, căutați-o pe blog corinacaragea.ro sau pe Instagram Corina Caragea, superba noastră colegă. Și, bă, pe frumoasă, TikTok. Foarte frumoasă. Și pe TikTok. TikTok, da. Și pe TikTok. Te căutăm peste tot, Corina. Da, am acolo provocarea mea. Intrați să vedeți. Perfect, mulțumim mult de tot. Te mai așteptăm. Vii săptămâna viitoare la revanșă. Tu retur. Gata, șeful.